Șase nebuni și o muscă. În vremea de demult se aflau într-un capăt de țară șase nebuni. Au cumpărat un purcel, l-au rumenit bine și au întins o masă mare la marginea pădurii. Când să mănânce, unul dintre ei își aminti că nu au scobitori și, acoperind bunătatea de purcel cu un șervețel, o porniră iar spre târg. Dar nici nu se îndepărtară bine că niște copii care se jucau prin apropiere luară loc la masă și înfulecară purcelul. Nu mai rămăseseră din el decât oasele, pe care le-au acoperit binișor cu șervețelul. O muscă mare, care nimerise și ea pe acolo, probabil atrasă de aroma fripturii, se așeză pe un os mare să guste. Când cei șase nebuni se întoarseră cu scobitorile, în locul purcelului rumen erau doar oase, iar pe acestea trona musca cea mare, sătulă și fericită. Oamenii se înfuriară peste măsură de o asemenea îndrăzneală. "Ați văzut, fraților, cum ne-a pândit cu mătra friptura? Nu ne-au rămas decât oasele. Haideți să mergem la judecată, trebuie să ni se facă dreptate." Acestea fiind spuse, porniră cu toții spre judecătorie și îi spuseră judecătorului păsul și marea supărare. Judecătorul îi ascultă cât îi ascultă, apoi rosti pe un ton grav: "Toate acuzațiile voastre sunt întemeiate, aveți tot dreptul să fiți necăjiți. Din nefericire însă noi nu putem prinde inculpatul, dar vă invit pe domniile voastre să-l omorâți de îndată ce îl zăriți." Auzind una ca asta, cei șase nebuni se repeziră spre jude și loviră în cap. Acesta, după ce scăpă de ei, răcni din toți plămânii: "Ați înnebunit cu toții, ce f-a apucat? Onorabile, dar dumneavoastră ne-ați spus că ne putem face singur dreptate. Făptașul se afla tocmai pe capul dumneavoastră," grăi cel mai înțelept dintre nebuni.